salutare și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi este ultima zi, ziua a patra din cura mea de detox. Mi-e foame, e ora 2:30, n-am apucat să mănânc pentru că am avut de editat celălalt video. Și bineînțeles că acum am început lucru, dar o să-mi iau 10 minute de pauză și m-am apuc să-mi fac rapid un smoothie. Așa că hai să nu mai lungim și haide să vedem ce punem în smoothie-ul de astăzi. Să pun tot așa niște căpșuni, fructe de pădure, spanac, nu mai am banane, aș prefera banană, dar o să pun o bară. Acest iaurt grecesc care mi-a mai rămas și niște fulgi de ovăz. Cam așa arată smoothie-ul. Mă apuc acum să-l blenduiesc. Am pus și puțină apă ca să se macine mai bine căpșunile de jos pentru că erau foarte congelate. E gata! Hai să-l gustăm. Cred că am pus un pic mult spanac și să știți că n-am mai pus bara. Uai, cred că ăsta e cel mai rău pe care l-am făcut. N-am respectat nicio rețetă din cele pe care le aveam. Uai! Sincer, chiar nu pot să-l beau așa, am dus să pun ceva mai dulce în el. Apar n-am ce, dar am pus, nu știu, apă multă, e rău de tot. Nu, că efectiv n-are niciun gust. Nu luați rețeta asta, eventual luați una din rețetele trecute. Asta am improvizat-o eu. Mă duc să pun un picuț de miere în el. Cred că miere, da, miere. N-am banană, nu, asta e nașpa. Cred că pun para. Mă duc să pun para aia. Pentru că așa e rău. Am pus și para, cât de cât e mai ok. Cred că am pus prea multă apă în el, că eu mai adăugasem între timp. Și, nu știu, are un gust de terci atâta de rău. Nu cred că pot să-l beau ăsta. Dar mi-e groază să-l arunc. Sincer, chiar mi-e groază. Doar are rost să mă chinui. Nu faceți rețeta asta, îl arunc, că nu-mi place. Revin. O să mănânc altceva. Cred că mănânc cu măr. Deci nu vreau să-mi încalc promisiunea pe care mi-am făcut-o. O să-mi fac un smoothie din portocale și mere doar. Pentru că, nu știu, celelalte n-am putut să-l beau, l-am aruncat. O fost prea rău, chiar nu o să mă chinui. Vreau să-mi fac unul cu banane, dar nu mai am banane și nu mă duc la magazin. No? Haideți că am pus numai portocale și măr, mă duc să-l fac pe ăsta. Cam așa a ieșit, am pus și un pic de lapte, că altfel n-am putut să-l blenduiesc. Vă dați seama că portocalele erau un pic mai tari și mere de la fel. Hai să-l gust, sper că e bun, că dacă nu mai mănânc nimic, nu știu. Mi se tăia pofta de mâncare de la celălalt. Da, ăsta e bun. Ăsta chiar îmi place. O să-l beau și pe seară, nu știu dacă mai beau ceva, că încep să mă satur de detoxul ăsta. No, mai rezist, până mâine. Atât. După mâine, uai, abia aștept să mănânc o salată sau ceva la micul dejun. Pasă de avocado, cu roșii, poate. Ne vedem mai încolo, că chiar mă duc să lucrez. Dar știți că e 7:30 și n-am terminat nici smoothie-ul de azi dimineață, n-am mâncat nimic altceva. Mi-e un pic foame, dar am băut niște apă, o să mai beau niște apă, să văd dacă mai fac alt smoothie azi. Adi să-și gătește ceva și aș fi vrut să gust și eu. N-o să mănânc, dar odată tot am să gust de acolo. Să știți că n-am mâncat, doar am gustat și e ora 12:15 și nu o să mai mănânc astăzi. Vedem dimineața câte kilograme am, însă mâine abia aștept să fie dimineața să mănânc ceva, că vreau să mănânc mâncare, m-am săturat. Cred că era de ajuns dacă o țineam și 3 zile și da, ar fi fost bine. Dar nu-i bai, ne vedem oricum mâine, vă pup, seara faină! Salutare! Este dimineață, așa că știți ce înseamnă asta, urmează să mă cântăresc, a fost ultima zi a acestei cure de detox. Nu contează cât am slăbit, sunt foarte fericită că nu mai sunt balonată, stați să vă arăt. Uitați, chiar sunt super bine față de cum eram în prima zi. Haideți cu mine să mă cântăresc și să vedem care este rezultatul final. Așa cum ați văzut, astăzi am avut 55,8 kg și am început de la 58,1. Cred că cura aceasta de detox mi-a prins foarte bine. Eu nu o recomand nimănui, nu zic așa e bine sau nu. Cel puțin pentru mine asta a funcționat. Dacă doriți să încercați, îți curioasă ce rezultate ați avut și voi. Și dacă nu, ce să zic, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup și să aveți un weekend fain!